Și drumul îi luăm, pe el mă duc, ca pe tonăi la jandă, de-așa junge ca pe tonăi. Mamăle, tatăle, oile la stână, că vine furtună, că vine furtună. Este un câmpuț lung și lăvatu, da, este un câmpuț lung și lăvatu, da, colindă, mă, d'albă, colindă. E oiță cum jură, mă, tu da, de oiță, cum jură, tu da, colindă, mă, d'albă, colindă. Nu sunt vremurile sub om, ci bietul om este sub vremuri. Să nu așteptăm până când se vor epuiza toate resursele culturii străvechi, pentru că atunci, inevitabil, vom încurca drumul. Să nu irosim timpul ce va să vină, pentru că punem în primejdie întâmplările și faptele petrecute altădată, înscrise pe un drum care se vrea fără de sfârșit, spunea odată Miron Costin. În timp, oamenii cu minte au urzit instituții și au ajuns figuri obștești. Alții au folosit vicleșuguri de asociere, au dat ceva și au dobândit ceva. A fost greu să dăinui cu mintea clară atunci când parcursul evoluției profesionale era retezat prin propagandă. Mamăle! Mamăle, tatăle, oile la stână, că vine furtună. Hai, hai.
profesor, am o mare bucurie să v-am invitat și să fiți pe drumul lui Leșec. Așa se zice, bă, mergem pe drumul lui Leșec. Hai mă să ne ducem să vedem ce găsim pe drumul lui Leșec. Vă poftesc aici, dar mi-e frică să mă apropie, pentru că dumneavoastră aveți un violoncel. Lorenzo Venta... Pane. Venta Pane. De unde Venta Pane? Venta Pane este italian. Doamne ajută. Eu cânt pe acest instrument de mai mult de 25 de ani, dar el are aproape 200 de ani de existență. S-a născut, între ghilimele, la Napoli, în Italia, iar cel care l-a croit, să spunem așa, un luthier italian, Lorenzo Venta Pane, care în traducere românească ar fi Lorenzo 20 de pâini. Eu am fost la multe concerte. Unde dumneavoastră erați prezent? La Ateneul Român. V-am văzut în festivalul Enescu. V-am văzut cu Cristian Mandeal. Dumneavoastră ați fondat orchestra de tinere, să nu greșesc, nu? Dirijată de Cristian Mandeal. Așa. Și am zis, măi, omul acesta are ceva special, extraordinar. În primul rând, se îndreaptă spre muzica românească. Am ascultat concertul de Pascal Bentoiu. Impresionant. V-am văzut în Academie. Și m-am tot întrebat, mă, de unde vine chestia asta, forța asta la domn profesor? După ce am fost mai atent, am văzut concert cu 100 de violonceliști. După ce, violoncelissimo. Și zic, mă, e o lume aici. Zice, uită-te un om care se duce la rădăcină. Câteodată oamenii aleargă după multe, mai multe rădăcini și se pierd. De ce ați ales lumea asta a tinerilor? Că vorbeați de rădăcini. Trebuie să multă lume știe probabil că eu sunt născut lângă București într-un sat, iar rădăcinile mele sunt legate de satul românesc. Eu mi-am început cariera, între ghilimele, cântând cu vocea muzică populară românească. Extraordinar. Și la 10 ani, când m-am dus să dau concurs, să intru la liceul de muzică din București, bineînțeles că ceea ce am putut prezenta la vârsta aceea erau doar cântecele populare care le știam eu, de la mine din sat. Dar scopul era cu totul altceva. Îmi plăcea muzica populară, cântam și muzică ușoară, dar idealul meu a fost dintotdeauna să devin cântăresc de operă. E, sigur, pare curios că la un copil de 10 ani să aibă acest obiectiv. Și nu s-a materializat pentru că era prea devreme pentru vocea, nu era formată pentru acest tip de muzică. Și am fost sfătuit de către profesori examinatori să încep studierea unui instrument muzical și dacă mai târziu vocea se va dezvolta, se va contura așa cum trebuie, pot continua și să devin cântăresc de operă. Dar nu m-am mai putut despărți de violoncel și iată astăzi pot să spun că sunt fericitul posesor al unui instrument deosebit și al unei vieți, pentru că este un suflet care mi este permanent alături de mine. Am început cu dansul țărănesc. Ce ne propuneți dumneavoastră în continuare? Să cântați cu tineri aceștia extraordinari. Mai întâi, acești tineri ar trebui să-i prezentăm. Să-i prezentăm. Ștefan Cazacu, Ela Bocor, Radu Sinaci, Horațiu Ludușan și Mircea Marian. Sunt printre cei mai deosebiți violonceliști ai României, trebuie să spun acest lucru. Împreună cu ei am început să descoperim toate zonele muzicale. Pentru că, într-adevăr, așa cum a spus dumneavoastră, eu am fost, sigur, am mers pe drumul muzicii clasice. Dar împreună cu ei am mers și am investigat toate drumurile care duc și spre muzica folclorică, și spre muzica ușoară, și spre muzica de jazz, și muzica de divertisment. Iar astăzi seară, probabil că vă vom arăta câte ceva din fiecare. Ce ne propuneți? Chiar am putea să vă bucătăm un tango. O să fie un pic melancolic, dar o să vă facă plăcere. Mulțumim. Thank you.
Domn profesor, întrebarea mea este, creativitatea colectivă poate modifica personalitatea acestor tineri? Mă uit la ei așa, și au o frumusețe pe chip. În ziua de astăzi se cultivă foarte mult ura, răutatea. Toată ziua vorbim despre asta. Oricât ar fi de puternică muzica, nu poate corecta. Pentru cei care studiază un instrument muzical, se spune despre aceștia că talentul lor nu se măsoară doar prin felul lor de a cânta de unul singur, ci prin creația pe care reușesc să o aducă în fața sufletelor celor care îl ascultă, alături de altă persoană. De altfel, această creativitate colectivă de care povesteați mai devreme este esențială. Noi suntem complici, noi trăim într-o lume înconjurați de suflete. Deci din suflet către alte suflete. De altfel, noi nu ne pregătim niciodată doar să cântăm pentru patru pereți, pentru noi. Totdeauna ne îndreptăm privirile și mai ales emoțiile pe care noi încercăm să le trăim pentru noi, să le oferim și altora. Iar muzica fără emoție, de fapt, nu există. Muzica creează emoție din totdeauna. Iar oamenii au nevoie de emoție. Noi toată viața tânjim să trăim emoțiile respective. Indiferent din ce muzică provin ele. Vin din toate zonele muzicale ale omenirii. Aici trebuie să renunțăm la orgolii, când e vorba de muzică. Așa este. La vanitate, la invidie. Trebuie să lăsăm jos lucrurile astea. Când cântăm, trebuie să fim iertători. Muzica, de fapt, este cea care ne unește în spirit și toți oamenii care, dacă au opinii diferite și politice și de altă natură, muzica, de fapt, îi aduce pe toți în același loc. Toți trăim aceleași emoții, să trăim aceleași bucurii, aceleași sentimente, aceleași, dăruiri pe care Dumnezeu ni le-a acordat și părinții lor că ne-au născut și ne-au adus pe acest pământ. Știți ce, domn profesor, uitați, ne uităm spre ecran, pentru că vreau să vă fac o surpriză. Ați avut un concert cu 100 de violonceliști. Să-i urmărim, să-i vedem.
Care este semnul vocației artistice? Pentru mine, semnul vocației artistice atunci când lumea nu mă aplaudă. Este adevărat și acest lucru, așa. Pentru că ar vrea ca vraja să nu se termine. Să nu se termine. Foarte de puține ori, drumul acesta pe care te duci e la oaltă cu partea pecuniară. Sunt artiști extraordinari, de valoroși, care nu sunt răsplătiți. Și sunt oameni răsplătiți, dar nu sunt valoroși. Dar nu sunt valoroși. Este a treia întrebare. Tinerii aceștia termină, studiază, se duc, sunt răsplătiți, n-au o nemulțumire, că se duc. Cum rezolvați și cum îi determinați pe tinerii aceștia să nu plece? Ei nu studiază la aceste instrumente în primul lucru ca să câștige bani. Se spune de câteva profesii că sunt vocaționale și numai acelea, dacă nu ai talentul sau dăruirea și ceea ce s-a dat Dumnezeu, nu trebuie să te apropii de acele profesii. Și una dintre aceste profesii este muzica. Acum, sigur, de la vârsta mea pot să-mi permit acest lucru, să spun că mă uit înapoi în viață și spun care sunt lucrurile cele mai importante pentru noi. Dacă sunt împlinit viața de familie, și este foarte important, dacă toată viața ai făcut ce ți-a plăcut, profesia, și al treilea lucru, dacă toată viața ai făcut ceva și pentru alții. E un lucru aproape creștinesc. Și așa se întâmplă și cu profesia noastră. Deci îl facem acest lucru pentru că ne place. Iar dacă toată viața urmărim doar obiectivul financiar, sigur că este necesar. Este bine ca lumea să observe din exterior, dar nu ăsta este obiectivul lor principal. Muzica nu este un domeniu în care să devenim milionari, clar. Ei știu acest lucru. Și l-au ales și l-asumă și ei se rezumă la ceea ce poate să ofere această profesie, dar o fac cu conștiința împăcată. Știi cum a zis un țărac între mine, că ne-am dat bani? Păi zice, domnule, și am venit aici să vă horesc, să dați bani. Păi horit. Păi zic, știi ce zic, bani era să nu-ți dam, că ai venit aici. Păi domnule, fere, am dat bani pe horit, dar ce am ajuns? Că nu v-am lucrat nimica. Când coincide drumul acesta cu partea pecuniară, harul cu partea pecuniară, înseamnă că ai învins. Domnule profesor, după cum o văd, dumneavoastră o să aveți un drum până în capăt senzațional, pentru că aveți un interior extraordinar și abordarea dumneavoastră, abordarea pe care o aveți, este de toată lauda. Eu cu astea mă lupt și eu de 40 de ani. Ce gândiți dumneavoastră? Ați putea și s-ar potrivi acum aici să cântați? Acum trecem într-o zonă de la clasic la divertisment, mai degrabă de la clasic la jazz. Ia să vedem. La jazz. Da. Mozart a la turca jazz. Da.
ascultând Mozart acum, mă gândesc ce făceau românii la anunț în timpul Imperiului. Și ce făceau? La nuntă, ei trebuia să cânte cântece, să spunem, patriotice. Și nu puteau cânta textul. De exemplu, la Deșteaptă-te române. Și acum când pleacă mireasa de acasă, cântă Deșteaptă-te române. Ia ascultă. Tam tiri 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 tiri. Hai mă că merg la cunoi. Ta tra ta ti ta dri dra da ta dra ta dri dra 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 dra. De ce cântau așa? Ei, în ei, simțeau că trebuie să cânte cântecele astea, dar nu puteau cânta textul. Și atunci când aveau manifestări la nuntă, la mormântări, unde se duceau, cântau melodii, dar nu cântau cu text. Cântau numai melodia. Sunt marșuri turcești cântate la nuntă. Sunt marșuri din Occident, din Imperiu. Așa. V-am ascultat aici și știți unde m-a dus gândul? Când m-am ascultat, m-a dus gândul la Tchaikovsky, la Spărgătorul de nuci. El scrie asta și la un moment dat se duce într-o lume arabă unde folosește structurile pentatonice. Este foarte greu să acomodeze structura aceea la aranjamentul academic clasic. Dar când vrea să exploateze partea din Arabia, folosește această structură. Eu am avut concerte de aceste interculturale. Am cântat cu sirieni, cu pakistanezi, așa, cu irlandezi, cu de toate. Și totdeauna când cântam, mă zic, ăștia cântă cum cântăm noi și noi cântăm cum cântă ei. Știu că dumneavoastră ați avut și ați lucrat cu studenți, ați avut studenți din Irlanda. Eu v-am făcut o surpriză astăzi și vă prezint un cimpoier, dar de data asta cimpoier este din România. Să urmărim și lumea asta, că noi avem o lume. Dinică Preda cântă de 80 de ani la cimpoi, mai precis de la vârsta de 5 ani. A crescut cu cimpoieri, a umblat la colindat cu ei, la clăci, în șezător, la joc și la nunți. Era nelipsit acolo unde se auzea glasul cimpoiului. Am venit un pic la mine, am povestit aici în sat cu oamenii și zic, bă, unde este Dinică? Atât, dacă poate, Preda, cimpoierul. Cimpoierul, dar te știu aia ăștia? De când zici mine la cimpoi? De când cânti? De la școală. De la școală, de cât ai, așa, după mine ta? De 80 de ani. Doine de jele, știi, zice? De jele. Da. O, cum îi zici mine ta? Doină. Doină, nu nici ziua doină. Dinică Preda cântă așa cum s-a cântat dintotdeauna cu cimpoiul, de unul singur. Cântă doine de jele, sârbe, hore, brâuri. Bâzoiul susține linia melodică prin isonul continuu. Era obiceiul ca unele dansuri să poarte nume de bărbați atunci când aceștia erau cântăreți sau dansatori,
care se remarcaseră în comunitate. Al lui Iosif, al lui Florea, al lui Ion. Acum Doina mi-a cântat o sârbă, nu vrei să-mi cânt? Da. Nu cântăm o sârbă. Viața în Italia, cum o fă și lângă Cimpoi? Măceală era clăci, se făcea clăci așa. Curam porumb, cura porumb toți. Eu ce puneam la porumb să cur. Le cântai din Cimpoi? Câte un șpriț și cântam. Asta era la mine. Până acum vă câțiva ani de zile, Cimpoi, acordeonul, acordeonul, muzică, Cimpoi. Da. Fluirile toate astea cântai la fel. Stăteai toată noapte acolo? Stăteam. Neceam de cu seară și până pe la 12 noaptea, cura porumb oamenii, acolo la clac. Alte torcea lână, alte ce avea. Profesor, este o lume nevăzută. Omul ăsta, nu știu dacă mai trăiește. Lumea asta, din păcate, este necunoscută. Când mă apropiu de muzica asta, trebuie să știu cu cât mă duc spre ea și ce trebuie să fac eu cu muzica asta. Este foarte important. Ce ne propuneți, domn profesor? Pentru că ați amintit de această muzică, pentru noi și cei care practicăm muzica clasică, să știți că muzica noastră, autentică, cea de folclor, este muzica care ne dă viață și nouă. Este muzica care ne încarcă și pe noi cu ceva. Domn profesor, marile concerte, Tchaikovsky, Mendelssohn, Bartoli, toate au tehnici violonistice, care vin de la lăutari, trăsături de arcuș, pizzicatorile, toate sunt de la lăutari. Noi l-am avut aici pe Barbu Lăutaru. Enescu se duce spre folclor, dar nu ia melodia, așa, o reevaluează. Alții s-au dus spre prelucrări, așa, au luat melodiile, le-au aranjat, sunt toate formele. Și nu dă bine aranjamentul acesta. Până într-un loc poți să-ți permiți. Ce ne propuneți, domn profesor? Pentru că i-am amintit pe colegii noștri mai devreme și i-am prezentat, să știți că unul dintre ei, și trebuie să-l numesc încă o dată, Radu Sinaș din Arad, este un talent cu totul deosebit și în această direcție. El a aranjat pentru ansamblul nostru câteva piese, să spunem, din diferite regiuni folclorice ale României și veți asculta o suită de muzică autentică românească. Mulțumesc frumos!
Nu aveți ce poate ieși niște copii care sunt născuți cum trebuie. Știi că și asta e. Băi, zice, când vii pe lume, mă, zice, mă, tu doar te-ai născut greșit, mă. Că dacă te-ai născut greșit, zice, așa se zice, mă, zice, nu-i doctor să te vindece. Știi ce vă propun eu? Hai să cântăm ceva împreună, dacă tot ne-am adunat aici, dacă tot vorbim și suntem acum, vine ziua României națională, să vorbește de unirea Transilvaniei. Eu un cânt, am tot cântat-o de 30 de ani, tot cânt o hore. Horea asta o intră la sufletul oamenilor. Și e vorba de un cântec, vorbește de teritorii, vorbește despre Bucovina, așa. Hai să o pun la să fie, în la minor. Cântă cucu, bată-l vina, de răsună, bă, bucop, vi-vi-vi-vi-na. Cântă cucu, bată-l vina, de răsună, bă, bucop, vi-vi-vi-vi-na. Cântă cucu, tu-n brăduz, de răsună-n cernăuz. Bucovina, plai cu flori, unde sunt ai tăi feciori? Bucovina, plai cu flori, unde sunt ai tăi feciori? Au fost ușii alte țară, dar se-ntorc la primăvară. Țară, dar se-ntorc la primăvară. Au fost duși în altă țară, dar se-ntorc la primăvară. Înapoi când or veni, tot pe tine vei-or iubi. Munților cu creasta rară, nu lăsa straja să piavară. Munților cu creasta rară, nu lăsa straja să piavară. Dacă pere straja voastră, a pieri și țara noastră. A pieri și țara nouă voastră. Lai, 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 cântați cu mine, lai, 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 cu mine, cu lai, 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 și ultima dată. Lai, 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 lai. A fost o mare bucurie să vă am astăzi în platou televiziunii, pe drumul lui Leșe, la final. Oh.
dragul meu, unde am venit aici, da. Da, dragul meu, unde am venit, dai, dai, da, cu cine m-am întâlnit, dai, lumuță și dai, nu. He. Trăim într-o lume instabilă în care valorile nu se văd. Ele își caută împlinirea, bucuria, iluminarea. Astăzi avem nevoie de tihnă. Am uitat să fim noi înșine, să fim liniștiți, să avem răbdare. Am uitat să ne bucurăm, am uitat să sărbătorim natura. Nu mai știm cum cântă cucu. Totul s-a transformat în proiecte cu interes pecuniar. Muzicile trebuie împlinite pentru a ne dezmierda sufletul și pentru a-l scăpa de prăvălirea în nimicul de fiecare zi. Astăzi Marin Cazacu și formația de violonceliști ne-au dezmierdat inimile. Îngerii se bucură când ascultă Mozart. Când apare Dumnezeu, cântă Bach. Când cineva horește, îngerii stau și ascultă. Astăzi, dumneavoastră ați fost îngerii. Ai, da, dragul meu, unde am, da, dragul meu, unde am venit, dai, cu cine m-am întâlnit, dai, da, dovui lumuță și dai nu. Domnule profesor, vă mulțumesc.